Aloha YouTube, eu sunt Cristi și astăzi o să deschid niște crate-uri. A trecut ceva timp de când n-am mai făcut un uncrating și pentru că iar s-au strâns, zic eu, destule chei, cred că e timpul să mai și deschid câteva crate-uri, da. Bun, ne punem aici frumos într-un colț. Și știu că există șansa să mor, adică o șansă foarte mare să mor. Sunt pe serverul TF2 România Deadmatch. Și hai să începem. Întâi am aici 5 cheiuri RoboCrate Use With și mai multe crate-uri RoboCrate. Oh, cancel. Stai, double kill. Cine? Ce? Cum? Bun. Sunt pe un server de români. Nu știu de ce, pur și simplu am simțit nevoia. Pentru că, sunt român, dar ăștia nu prea au... Nu știu cum să zic. Și este... The Electric Escorter. Mamă, ești nebun. Ați auzit și voi asta? Cred că la toată chestia asta, ăsta e singurul lucru șmecher. Adică, ați auzit? Cum a sunat? Ai de pana mea. Bun, hai mai departe. Sper la un unusual, deși nu cred că o să iau. Mă rog, oricum am 21 de chei, ca data trecută, dacă mai țineți minte. Încă o dată, yes, I'm sure. Hai, frate, să fie ceva bun, ceva bun. Megapixel build. Oh, fuck. Cu toate cred că ar arăta fain chestia asta aici. Așa, aici. De fapt, cred că ar merge amândouă. Sau asta. What the fuck? Așa. Arată... Să vedem cum arată. Hai mai repede. Arată, păi... Da, arată, într-un fel. Bun. Nu, hai mai departe. Să dea Domnul să pice ceva bun mai departe, că până acum nu știu dacă am făcut ceva. Că bănuiesc că sunt niște chestii destul de comune. Yes, I'm sure. Și da, știu că puteam să le vând și să iau bani buni pe ele și să-mi iau jocuri. Pyros, Boron, Beni. Așa. Încă două Robo creatori. I'm sure. Dar nu știu, sunt un pic mai masochist și vreau să văd așa ce câștig. The Gogol Glesea. Băi, de să mor eu, cred că ăștia au ceva cu mine ca Pyro. Deci astăzi TF2 eu vreau să joc Pyro, adică am primit chestia asta și chestia asta. Serios, adică what the fuck. Hai, încă o dată, încă una. Să le Domnul să fie ceva bun. Că dacă nu am cheltuit banii degeaba pe chestiile astea. Use with. Și... Yes, I'm sure. Goddammit, să fie ceva bun. Hai să fie ceva bun și... Nu e. Da. Groaznic. Se pare că nu o să fie o zi prea bună și o zi lipsită de unusual-uri. Hai, frate, măcar unul. N-am mai deschis un unusual, dar la primul meu cred deschis. Bun, acum hai să trecem la alea normale. Hai să începem cu un crate... Nu mă groază de crate-uri aici. Să începem cu un crate 2. De ce nu? Adică... Hei. Și... O să fie un unusual, mai mult ca sigur. Sunt sigur că e un unusual și... Da, sigur. Se putea și mai rău. E interesant, un crate 26. Uncrating, haide, hai că știu că o să fie ceva bun, știu că îmi dai un unusual. Am pierdut o cheie în halul ăsta de rău, deci până acum cât am pierdut? Cred că am pierdut deja vreo, nu știu, 7 chei. Hai, încă câteva. Hai să încercăm un 57 acum, poate costa mai mult noroc. Sau poate n-am. Cred că mai aveam unul. Da, mai aveam unul. E, perfect. Bă, să mor eu, deci mereu când filmez chestiile astea, niciodată n-am noroc. Și sunt mai mult ca sigur că nu o să iau Strange Rap Assassin. What the fuck? Sunt mai mult ca sigur că nu o să deschid niciun unusual. Nu, domnule, nu. Nu o să deschid niciun unusual astăzi. Niciun crate dintre-astea nu conține unusual. Furious Fukamigasa. Mă pare să arate numele lui Cristi. Acela de genul sunt și eu. Bun. Stați așa, deci. Deci că e un clopot pus pe capul meu. No, hai, încă 11? Cred că 11, hai un 55. Hai, frate, să fie ceva bun. Deși sunt mai mult ca sigur că nu o să pice. Ah, cred că e al patrulea pe care l-am. Mă rog, am mai dat din ele, dar mă jur că mai am. Uite, încă două mai am. Asta e al treilea pe care l-am. Bun, deci cred că o să dau pe moca cuiva norocos un Strange Baby Faces Blaster. Hai un 954, astea sunt cele mai seci. Hai un ăsta 45 și un mare nim. Oh, chiar arată fain chestia asta. Fără catering că nu-mi pasă cât costă, arată chiar fain. Unde e? Tare. Chestia asta chiar îmi place cum arată. Stai așa, nu. Serios, super tare. Și merge cu barba și cu capa. Tare. Bun, acum nu știu dacă mi-am scos cheia cu chestia asta, dar parcă nici nu știu. Oricum îmi place cum arată. Bun, hai alta. Hai, am mers 45 o dată, mai mergem încă o dată. Și este un mare nimic. Cheie pierdută. Încă 8. Ai un 49 acum. Nu știu, le iau așa random, pur și simplu. Și... da. Păi... m-am ales cu multe nimicuri până acum. Și cred că o să mai aleg cu încă multe nimicuri. Dar am murit ăla. Bun. Unlucky Jax is unlucky. Ai încă 7. Use with... și hai să mai luăm și de partea asta. Ai un 27. Yes, I'm sure. Aoleu, da, să mă sochezi rău de tot. Cred că până acum cât am pierdut, am pierdut... Ok. Sper că asta n-am găsit-o și pe asta... aha. Ok. Mă speria să-mi credeam că am găsit chestia aia. Că am desfăcut chestia aia. Și eu... încă câte? Deci am avut 21 de chei. Mai am 6. Asta înseamnă că am pierdut deja 15 chei, 30 de euro. Oh. God damn it. Hai un 29. Yes, I'm sure. Nu v-am chiar. Vreau să pierd, dar haide. Hai ceva bun să mor eu. Încă 5. Trebuie să găsesc ceva. Hai, 37, 29, 37. Să dea Domnul să fie ceva bun. Încă 4. M-a pus dracu să fac uncrating, m-a pus. Am pierdut până acum cât 17 chei, am pierdut. Deci serios, în afară de pălăria pe care o port acum, nu prea îmi place nimic din ce am deschis. Adică știi, sincer, nu știu cât valorează chestia aia de... What the fuck? Nu știu cât valorează... Oh, the Emptator. Ah, și ăsta deschide, mă, firial de acum. No, bun, hai dacă mă duc și eu. Mai am 4. Hai, un 56. Cu toate că ăsta așa, sigur. Hai să fie ceva bun, să nebunesc. Strange, pegarul bazooka. Bă, știi, dacă aș fi deschis-o prima dată când am deschis primul crate de asta, era ceva. Acum, cred că deja s-au desfăcut prea multe în așa fel încât iar nu valorează chiar nimic. Bun. Hai. Încă puțin. Încă 3. Use with și nu știu, hai cu 47. Acum sunt sigur că nu o să mai iau niciun unusual. Exact ce-mi trebuia, un Force of Nature, ia să vedem. Da, nu mai aveam niciunul. Știi, chiar cred că ar trebui să încep să rejoc jocul ăsta, că am foarte multe strange-uri care n-au niciun kill. Hai, chestia asta. Mai avem și un de la. Perfect! Cred că dacă o să trăiduiesc tot ce am câștigat până acum, dacă mi-au înapoi măcar 3 chei, e bine. Sper! Mă rog, oricum, hai, încă 2 chei. Deja mi-am pierdut orice speranță cum că chestiile astea ar putea conține ceva interesant, important. Hai, un 20 și... Aia asta, 20. Încă unul. Strange Razorback. Încă o cheie. Așa. Ups. Prea mult LOL era să dau pe enter să scriu. Hai, încă o dată, și ce să iau? Ok. Și... nu știu ce să iau. Acum să încearcă un pic your poison. Nu, hai să iau un 45. Sticky Bomb, Strange Part. Hai să fie asta. Use with, yes I'm sure. Da, sunt sigur că nu o să fie nimic. Și... am avut dreptate. Bun, deci cam asta a fost tot pentru astăzi. Încă un... uncrating eșuat. Cam asta îmi vine mie să fac... A, nu am murit. Cam asta îmi vine mie să fac... Cam asta e reacția mea după ce am desfăcut atâtea crate-uri după 21 de chei pierdute. Mă rog, oricum, până data viitoare, eu am fost Cristi, nu uitați să dați like, comment, subscribe. Și nu uitați, dacă aveți chei și n-aveți ce face cu ele, mai bine luați-vă iteme, jocuri de ele, nu faceți ce am făcut eu, în cazul în care nu vă simțiți norocoși. Bun, deci cam asta a fost tot. Până data viitoare, bye bye.